Pe o șosea din Bacău, un șofer grăbit a făcut un pariu care l-a costat viața. A încercat să traverseze calea ferată în fața unui tren de pasageri, deși semnalele acustice și luminoase de la trecere erau pornite. I-a pus astfel în pericol pe toți oamenii din tren. Locomotiva a sărit de pe șine în urma impactului și doar o minune a făcut să nu deraieze și vagoanele. Șoferul inconștient a murit pe loc. Mecanicul locomotivei în brațele medicilor care se pregăteau să-l urce într-un elicopter smurt. Camion plin cu cereale și un tren plin cu pasageri s-au intersectat la o trecere la nivel cu calea ferată din vina șoferului care a ignorat semnalele acustice și luminoase. Impactul a fost atât de puternic încât cabina camionului s-a desprins de remorcă, iar locomotiva trenului a fost aruncată de pe șine. Pentru șoferul camionului, medicii n-au mai putut să facă nimic. S-au luptat, în schimb, pentru viața mecanicului de locomotivă. Când au crezut că au reușit să-l salveze, au chemat un elicopter smurt. Trebuia să-l ducă la un spital din Iași, dar inima bărbatului a încetat să mai bată înainte de a urca în elicopter. Față de pasaj, locomotiva s-a îndepărtat într-un loc. Pentru că i s-au rupt toate tuburile din toate. Mai mulți pasageri au fost răniți și au primit îngrijiri medicale la fața locului. O parte din ei și-au continuat drumul pe jos până acasă, iar cei care trebuiau să ajungă în Suceava au așteptat un microbus care i-a dus la gara unde a urcat în alt tren.